Vă salutăm, fraților, o zi intensă în campania electorală internă, chiar dacă sigur subiectul nu pasionează pe toată lumea, dar trebuie să recunoaștem că în această săptămână de competiții europene intercluburi avem și aceste jucărele interne pe care le putem exploata printre picături. Și ar fi, de exemplu, planul de campanie electorală, este ceva inedit, al candidatului PNL Sebastian Burduj, a ministrului energiei, relativ puțin cunoscut de către populația capitalei. Am înțeles că 60% dintre bucureșteni au auzit de Sebastian Burduj și evident nu îl pot vota mai mult de 20%, pentru că ăsta este bazinul electoral al PNL de pe vremea căcărăilor. În ultimele sondaje, Sebastian Burduj ar fi undeva la 15%, conform informațiilor din presa românească. Asta ar fi maximum și chiar și în sediu din Modrogan al partidului se spune că dacă Burduj scoate 15% în alegerile locale din 9 iunie, e un scor foarte bun. Însă misiunea lui este să-i dea practic la temelie lui Nicușor Dan, aceasta a fost analiza inspirată sau nu a peneliștilor, să-l atace pe Nicușor. Pentru că voturile lui ar putea să vină cumva din direcția respectivă, dar cu atât peneliștii, care sunt un partid de loseri, sunt un fel de Stad René, un fel de Bayer Leverkusen, dacă scoatem acest sezon, da, un partid de loseri, s-ar mulțumi cu 15%, adică cu o înfrângere onorabilă. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci despre planurile lui Sebastian Burduj, care sunt interesante, atâta doar că n-au niciun efect, sunt practic ideile mele, de exemplu. Da? Eu am cam aceleași idei pentru București pe care le are Sebastian Burduj. Șansele să punem în aplicare aceste idei sunt un pic mai mari pentru mine decât pentru el. Că măcar vocea mea să mai aude, pe când vocea lui Sebastian Burduj se aude o vreme și după aia va intra în neant. El nefiind un personaj de lungă notorietate. Dar haideți să vedem totuși cam ce vrea să spun. Asta cu Bucureștiul port la Dunăre este prima dată când revine în actualitate într-o campanie electorală serioasă de la Nicolae Ceaușescu. Nu este o idee absolut nouă, pentru că și Ceaușescu vrea să facă din București un port la Dunăre. N-am mai apucat Neanicu, pentru că pe el l-a prins Revoluția târziu. Sau cum ar spune unii, nu l-a mai prins deloc. Avea 71 de ani și, pentru cei care nu știu, a fost chiar împușcat la Revoluție, n-a mai apucat. Deci Neanicu n-a mai ajuns la fonduri europene, n-a mai ajuns în UE, n-a mai ajuns în NATO, n-a mai ajuns în Schengen, nu le-a mai prins pe astea. El a făcut revoluție după Gheorghiu Dej și a reușit să facă 2-3 planuri de astea de infrastructură pe care nu le-a depășit nimeni, spre rușinea noastră contemporană. Ce greșește însă din prima, Sebastian Burduj, este comparația pe care o face între București și celelalte capitale europene care se scaldă la Dunăre. Viena, Belgrad, Bratislava sau Budapesta. E o diferență mare în primul rând, iar Bucureștiului ar trebui în condițiile actuale, că asta omite domnul Burduj să spună, cam 50 de ani, dacă s-ar apuca de treabă de pe 10 iunie. Am spus asta ca să-i dau răgaz domnului Burduj să se bucure în seara de 9 de victorie. Dacă se apucă pe 10 iunie 2024 de treabă, ar putea să o termine undeva, să zicem, în vara, puneți 24 plus 50, 74. Hai rotund 75, ca să nu ne îngrămădim în termeni. Deci undeva prin vara lui 2075. Există șanse ca nu numai domnul Burduj să nu mai fie până atunci, dar nici să nu mai existe Europa sau omenire în 2075, la cum merg lucrurile în momentul de față, cu ghețarii, cu încălzirea climatică, cu toate astea. Dar bun, ideea, sigur, e mai interesantă decât asta cu apa caldă. I-aș reaminti domnului Burduj, sigur, dânsul știe, Bucureștiul încă n-a rezolvat în 34 de ani de la Revoluție problema cu apa caldă în multe cartiere. Deci, imaginați-vă totuși că mai întâi, și nu că a venit Traian Băsescu sau ăla cu marmura sau firea sau Nicușor Dan. Nu, astea sunt motivele. Oamenii cred așa.
că Iliescu mâncase salam cu soia și dacă ajungea președintele României era mai bun decât Câmpeanu și Rațiu, că ăia mâncaseră caviar. Nu e așa. Problema este de birocrație, problema este de oameni, problema este cu cine pui în aplicare, problema nu este că ai o idee, și eu am idei, un pic mai multe decât domnul Burduja, bineînțeles, că altfel n-aș fi aici. Dar n-am cu cine să le pun în aplicare. Da? Noi n-am reușit să punem în aplicare, că să știți că despre ideea asta cu apa caldă, ea se cunoștea. Când a venit Revoluția în iarna lui 1989, Bucureștiul nu avea apă caldă. S-a dat vina pe Nicolae Ceaușescu și pe structurile lui. După care au venit mulți primari. Lis, Halaicu, da, și toți ceilalți. Nimeni n-a reușit să rezolve integral această problemă, iată, în 3 decenii și jumătate. Nu este o problemă de individ, este o problemă de societate. Da? Și de birocrație în societate. Deci domnul Burduja nu poate să miște un deget, chiar dacă are această idee. Asta cu Dunărea, da, e o poveste frumoasă. Bucureștiul ar trebui să aibă autocrația anilor 70-80. Nu democrația lui Ciolacu și a lui Ciucă pentru a realiza așa ceva. Da? Eu totuși vin să completez pentru că domnul Burduja este lapidar. O fi făcut el Stanford și Harvard, dar le-a făcut de mântuială. El spune că le-a făcut la urbanism modern. Se poate. Aia e o facultate de tăia frunze la câini. Da? S-a dus și a făcut urbanism. E bine, în București nu o să facă urbanism niciodată, eu garantez eu. Deși nu, sigur, de-abia așteptăm să ne înșelăm de 35 de ani. Numai că iată că nu prea s-a întâmplat cu marile realizări în această capitală. Nu poate să pună în aplicare nimic. Noi am reușit să tragem 2 poduri. E adevărat, Sorin Oprescu ne-a lăsat moștenire podul ăla peste Gara de Nord și peste Calea Ferată în general, care leagă finalmente Crângașul de partea asta a sectorului 1, cumva, de zona Turda, cum mi se spune, și după aia de Bulevardul Mihalache, deja e mare lucru. Dar cam asta a fost. Și mai e podul ăla de la doamna Ghica, personal nu l-am văzut, că nu prea mă învârt pe acolo, de la care se lucrează de zeci de ani. Fine, sunt 2-3 chestiuni care s-au făcut. Bucureștiul n-a reușit să facă în rest aproape nimic. Iar România a creat în 34 de ani și jumătate un pod. Este vorba de podul, așa zisul, podul Mișu Tudose, la care leagă Tulcea de Brăila. Deci cam asta e tot. În rest au mai făcut niște poduri în epoca Năstase, dar alea erau făcute la mișto ca să-i deranjăm pe bulgari. Deci nimic la nivel de infrastructură. Vă dați seama totuși cam cât de aiurit este acest individ? Ca să realizezi o legătură între București și Dunăre și după aia să faci croaziere București-Viena via Budapesta și Bratislava și respectiv București-Delta Dunării, cum vrea el, exact aceleași șanse le are Bucureștiul, tovarășe Burduja, ca și cum apa potabilă pentru cetățeni, sau dacă vreți apa caldă, ar veni din Nil. Da? Cam astea sunt șansele. Dar așa să vorbim, sigur că interesa și pe mine. Mă interesează mai mult o discuție a lui Sebastian Burduja despre infrastructuri utopice decât una despre usturoi cu Piedone Popescu. Absolut. Atât, doar că aceste lucruri nu se pot realiza decât pe hârtie. Având în vedere ce oameni suntem, ce organizații avem, ce trecut avem și, între paranteze, și ce viitor ne așteaptă. Da? Deci șansele sunt zero. Bun, hai să vedem ce mai vrea. Combaterea drogurilor. Păi n-a reușit să combată drogurile nicio țară. De exemplu, Suedia este în cel mai penibil moment al istoriei sale. Țara a fost completamente gangrenată, deci este la 100%, conform presei nordice, nu al Hot News, da? Sau al news.ro. Deci gangurile din Suedia, în special în orașele Malmö și Göteborg, da? Și în Stockholm, aproape până la jumătate, au gangrenat complet piața. Deci, drogurile și gangurile fac legea în Suedia. Vă dați seama cam ce șanse sunt. Suedia este cea mai afectată țară în momentul de față de consumul de droguri în Europa. Nu se mai poate face nimic. Sigur că principalul motiv a fost imigrația. Da? Toate aceste clanuri care au venit din țările din Est sau din țările orientale, nord-africane, au pus pe butuci această țară care nu era pregătită pentru asta.
Cine vrea mai multe amănunte să intre în actualitate și să descopere acolo, este ceva de nepovestit. E bine, nici o țară europeană solidă n-a reușit să îndepărteze acest flagel. Din păcate pentru noi, invazia asta teribilă a drogurilor, care a început cumva pe planetă în anii 70, s-a desăvârșit apoi în anii 80-90, este cumva în prima parte a ascensiunii sale. Deci este o temă pe care o vor aborda urmașii noștri, dacă această planetă va mai exista, și peste 100-150 de ani. Da? Nu este o problemă pe care să o poți întoarce ca pe o filă, domnule Burduja. Nata, ești în campania electorală, dar eu sunt om serios. Asta e diferența dintre noi. Așa și eu știu să semnalez niște lucruri. Problema este că trebuie să le explici oamenilor ce se poate face și ce nu. Nu vei putea să rezolvi problema cu drogurile nu numai în București, nicăieri în lume, încă 150 de ani, decât prin metode care nu pot fi explicate la televizor, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Bun, hai să abordăm un pic mai departe. Mutarea transportului în subteran, asta am spus-o eu înaintea lui Burduja, este irealizabilă, ar dura tot așa între 50 și 1500 de ani. Da, am mai povestit în cazul Marsiliei, da? Cel mai mare oraș din sudul Franței, al doilea oraș ca mărime din țară, unde 5 autostrăzi intră și ies din oraș. Și acolo traficul este evident gâtuit, supraaglomerat, mașinile merg bară la bară pe toate cele 5 autostrăzi, cam 17 ore pe zi din 24. Dar totuși orașul este decongestionat oarecum, pentru că există niște tuneluri pe dedesubt. Sunt bine informat, după cum știți, în istoria acestui oraș, a durat peste 30 de ani construcția lor. Ora asta înseamnă să-ți faci praf orașul, să sapi aceste tuneluri, dar, mă rog, trebuie să fie și eficiente, nu să le săpăm ca podurile lui Tudose sau al lui Năstase de la suprafață. Este o muncă de titan, da, transportul în suprafață. Am enumerat-o și eu aici, este într-adevăr una dintre variante. Există transportul în comun de mare nivel, există transportul subteran, există transportul de suburbie, văd că nimeni nu îndrăznește să vorbească despre el. Ticăloși ca Florentin Pandele, de exemplu, ar putea să ne explice de ce Bucureștiul n-a avut nici măcar într-un mini-plan până acum această variantă. Trenuri de suburbii și respectiv metrou în toate regiunea Ilfov. Ar trebui să fie cam 50 de stații de metrou în Ilfov și trenuri de suprafață, cum are Copenhaga, care alternează metrou cu trenul de suprafață. Ei n-au tramvaie, de exemplu, n-au troleibuze. Au autobuze, au trenuri de suprafață și au metrou, pe lângă biciclete. 10% din populație se deplasează cu mașina. Copenhaga este un exemplu pentru toată planeta, nu Boston, nu tâmpitule. Burduja, care pretinde că a făcut Stanford și Harvard, ne vorbește de Boston, este un exemplu de dat în România. Uite-te la Copenhaga, este un exemplu european. Un oraș care nu are privilegiile capitalei României. Da? Are o altă climă, mai puțin favorabilă, de exemplu, da? Nu are aturile pe care le are Bucureștiul, nici în alte domenii. Dar a reușit, de exemplu, în transport să fie lider mondial. 10% din populația Copenhagă, moșule, folosește mașina. E, când o să ajungi mata să faci asta în București cu populația plină de usturoi a Bucureștiului, atunci o să discutăm, bă. Dar logic ar fi, când ești un candidat serios, să ne explici lucrurile astea pe căprării, bă. Deci ți-ar trebui pentru treaba asta, ți-am spus, între 50 și 1500 de ani. Sigur că e frumos așa. Ai auzit vreodată de planul ăsta? Uite, de exemplu, Parisul, care este un oraș pe care nu mai poți să-l dai ca exemplu nicăieri. Într-atât de rău s-a dus la vale. Dar are, de exemplu, acest sistem de trenuri, acele RER, Rezou Express Regional, v-am mai povestit acum o zi, două, trei și alte sute de ori, care reușesc să-l decongestioneze într-o populație de peste 8 milioane de locuitori în suburbii. Fără așa ceva, nu se poate. Imaginați-vă Parisul în locul Bucureștiului. Adică să nu poți ajungi. Parisul intramuros, adică Parisul efectiv, are mai puțin de 2 milioane de locuitori. Este mai mic decât Bucureștiul.
Suburbiile Parisului au peste 8 milioane. Imaginați-vă un oraș ca ăla având infrastructura Bucureștiului. Adică nicio posibilitate de a te duce acasă sau de a veni din suburbii. București nu există nicio posibilitate. Da? Ai niște autobuze vai de mama lor, nu există trenuri, nu există metrouri și drumurile care nu există. Unii se duc cu bicicletă, alții se duc pe jos, alții stau la cozi în mașinile, în autoturismele personale 3-4 ceasuri dus întors în fiecare zi. Aici trebuie să mai adăugăm spre rușinea politicienilor și singura cale ferată care s-a făcut în această zonă de 35 de ani, și anume jalnica rută feroviară între Gara de Nord și aeroportul Henri Coandă. Și imaginați-vă totuși că României i-a luat 30 această stârpitură de cale ferată, aproape inutilizabilă, evident, în loc să-și mărească de 200.000 de ori rețeaua feroviară în Ilfov, unde ar fi trebuit ca toate localitățile, sunt sute, toate aceste localități, enorm de bine vascularizate în ultima perioadă, să fie alimentate de metrouri și de trenuri de suprafață, domnul Burduja. Ce spuneți dumneavoastră seamănă cu proiectul de candidatură la NATO al prostului din mărginimea Sibiului. N-are nicio legătură. Dacă e să intrăm în detalii, vă facem de rușine. Este un proiect care ar dura 1000 de ani, la cum arată Bucureștiul astăzi. Cine își poate imagina într-o zi Bucureștiul cu 50 de stații de metro? Atâtea sunt, bă, în suburbiile Parisului. Încă o dată, nu este nicio diferență între Paris și București la această zonă. Pentru că Ilfovul atrage, da, din ce în ce mai multă populație, inclusiv în nord sau în sud, deci în cele două părți, s-a mai dezvoltat, sigur, și în alte regiuni. Deci, practic, tot fostul sector agricol Ilfov, actualul județ Ilfov, a fost năpădit de bucureșteni care încearcă și ei să vadă un copac pe fereastră și să evite betoanele din capitală. Și s-au mutat bucureștenii. Românul are tendința asta să-și creeze confortul pe care îl are în mașină și acasă. Bucureșteanul îi place să se plimbe singur în mașină. La acest capitol suntem ultimii din Europa. Noi nu covoaturăm, nu mergem împreună în mașini, ne plimbăm de unii singuri și dăm telefoane în mașini. E bine, confortul ăsta este dus mai departe în așezările din Ilfov. Tot mai mult bucureșteni se mută acolo. Simt nevoia asta să aibă casa lor. E o tendință tipică pentru oamenii mărunți. Sigur, fiecare are dreptul să facă ce vrea, asta e altă discuție. E bine, nimeni nu le-a pus la dispoziție nimic în toți anii ăștia, nimic. În afară de niște autobuze vai de mama lor, care au un orar, și atunci sigur că boul de bucureștean ce face? Are mașină. În toate discuțiile pe care le avem reale, nu de astea eufemistice pe la primării, în toate discuțiile reale pe care le-am avut de când am venit în București în 1997, m-am lovit de această imbecilitate a bucureșteanului imbecil. Bă, dar cum poți să stai în Ilfov, întrebam, sau în jurul capitalei, că poate tot termenul de Ilfov nu era mereu folosit. Și toți îmi ziceau aceeași imbecilitate. Păi, n-ai mașină? Adică, singura soluție, domnule Burduja, este exact singura non-soluție. În realitate, bucureștenii nu trebuiau să se ducă și să vină din Ilfov cu mașinile personale. Asta însemnând finalul oricărui proiect de infrastructură. Ei trebuiau să lase mașinile pentru totdeauna, da? Ajutați de infrastructura desăvârșită de clasa politică și de firmele de construcție și să le ofere soluții alternative. Odată ce ei se gândesc, păi nu mă pot muta la țară că n-am mașină. Da? Sau mă mut la țară că am mașină. Toate discuțiile sunt numai pe această temă. M-a spus, eu particip la ele din 1997 toamna. Au trecut totuși ceva ani. E dublu. Da? Au mai trecut 27 de atunci. Aveam 27 de ani în 97 sau mai dus 27 de ani de atunci. Nu s-a schimbat nimic, bă. Să merge cu niște autobuze de-astea pe care scrie mare, nu știu ce comună, nu știu ce primărie, nu știu, un căcat. Deci, domnule Burduja, când vorbiți despre lucruri de genul ăsta, gândiți-vă la usturoi.
nu la infrastructură. Că habar n-aveți care este realitatea acestui oraș, de fapt. Spuneți-le oamenilor, bă, în 35 de ani n-am apucat nici să ne spălăm corect pe mâini. Am mai învățat un pic în pandemie, dar între timp lucrurile s-au schimbat. Tu vii să-mi vorbești mie de transport în subteran, în orașul ăsta, mă? Păi nu ți-e rușine, bă? Noi care am adus un tren în România în 35 de ani, da, noi care am făcut un pod în această țară în 35 de ani, bă, în 35 de ani, pumpitule, nu în 35 de minute. Tu vii să-mi vorbești de transport de în suburban, în București, de oraș verde, de oraș conectat, după startup-urile din Lisabona. Vezi, poate mai facem vreo două gogoșerii, bă, în următorii 35 de ani. Hai, mai bine să ne întoarcem la usturoi, că pac. Publicitate. Revenim. Am revenit, fraților, în actualitatea internațională de data asta, cu ce se întâmplă în Mexic. E un, să spunem, un material reportaj făcut de Hot News. E un subiect relativ sensibil. Infracțiunea și infracționalitatea românească în Mexic, cunoscută cam de prin anii 2020. Deci este o problemă relativ recentă, poate că ați mai auzit despre ea, tot felul de infractori români care s-au dus, au clonat carduri din bancomate și în general au jefuit ce au putut în Mexic, devenind practic o mafie, un terorism. Mexicanii sunt pur și simplu înfricoșați, îngroziți de tot ce înseamnă estul Europei. Pentru ei un mafiot columbian sau argentinian nu e o dramă. Dar când aud de români, de albanezi, de nord-africani, de zone dintre astea îndepărtate pentru ei, sunt terorizați. Deși Mexic, încă o dată, trebuie să notăm aici, pentru că reportajul nu o face, este cea mai penibilă țară din lume ca siguranță și securitate pentru cetățeni. Da? Este țara, statistic vorbind, cu cele mai multe crime, cele mai multe tâlhării, cele mai multe jafuri, cele mai multe atrocități comise de populația locală vis-a-vis de proprii cetățeni în ultima sută de ani pe planetă. Deci nu există nimeni să se compare cu Mexicul. Cu toate astea, iată că sunt români, da, niște bande organizate, una dintre ele condusă de un craiovean, îl vedem aici în imagine, un nene, Florian Tudor, zis Rechinu, care i-au îngrozit pe mexicani, practic cei mai mari criminali ai secolului 21. Deci nicăieri nu ești în mai puțină siguranță decât în Mexic. Ăștia au început, înțeleg, în rahatul ăla de peninsulă Yucatán, gen Cancun, Playa del Carmen, Cozumel. Într-adevăr, singura zonă care nu are tipicul mexican din Mexic. Mexic este o țară aproape de 2 milioane de kilometri pătrați, da? Care are această zonă de peninsulă Yucatán în Marea Caraibelor, singura zonă unde Mexicul nu este la altitudine. Zona la nivelul mării, da? Făcută pentru idioți, un culturist de ăsta de masă ordinar. Ok, ăla nu-i Mexic. Adevăratul Mexic începe după ce ieși din Yucatán. Ăștia ai noștri, sigur, amărâți la început, s-au dus să-i jefuiască pe americani în Yucatán. I-au făcut zob. Vă dați seama ce tâmpit trebuie să fie aici, deschidem o paranteză, să te duci într-o țară din lumea a treia. Da, că, cum s-a întâmplat? O să vă explic. Deci tu te duceai în Mexic ca turist american, de exemplu. În Yucatán 80% sunt americani. Ăia se duceau cretinii, necunoscând nimic despre toată planeta, și când ajungeau acolo își băgau cardurile în bancomatele mexicane să scoată bani. Bun, hai să zicem că asta se întâmpla acum 4, 5, 6 ani. În ziua de astăzi cred că sunt mai puțini idioți care fac asta. Este de altfel, mă spun aici că noi suntem Dumnezei și în turismul mondial, după cum știți, este singurul lucru pe care nu trebuie să-l faci niciodată când călătorești în străinătate. Ai la dispoziție telefonul mobil pentru aplicațiile financiare, adică banca personală, Revolut și așa mai departe, ai banii cash, sau dacă nu, te duci la bancă. Cel mai prost lucru este să te duci la bancomat. Să nu faceți niciodată asta, dar nici la Paris, nici la Praga, nici la Budapesta, nici la Berlin, nici la Nairobi. Numai dacă nu mai aveți nicio altă posibilitate. N-ai pentru ce să te duci. Având în vedere că astăzi
dacă ai un cont bancar în România, la o bancă românească, poți să plătești cu cardul în orice monedă a lumii. Sigur, ți-a niște comisioane, asta dacă nu cunoști aplicații digitale care ți-au comisioane mai mici. Dacă nu știi nici asta, atunci te duci cu cât cash îți permite țara respectivă, n-aveți voie să ieșiți cu mai mult de 10.000 din țară, nici nu-i recomandat de altfel, da? Banii se țin pe card, nu în buzunar. Dar în orice caz, ultimul lucru pe care trebuie să-l faci este să te duci să scoți cash din țara respectivă. Ori vii cu el de acasă, ori n-ai nevoie de el. Pentru că aceste aplicații îți permit să-ți pui din lei în moneda respectivă, da? Eu, de exemplu, am pe Revolut conturi în toate monedele importante ale lumii. În oricare țară mă duc, îmi transfer din lei bani în moneda respectivă. N-am nevoie să-mi scot cash. Am la mine, sigur, niște bani cash ca să cumpăr de mâncare la pești, de exemplu, în parc, sau să-i dau unui taximetrist, sau să plătesc la Prater în Viena, unde nu se poate plăti în parc cu cardul. Dar sunt puține locuri în general. Deci cât de bou trebuie să fii, vă dați seama, să te duci miliarde de euro au fost furate de bandele românești în Mexic, da, prin clonarea extraordinar de perfectă și de fină a bancomatelor mexicane. Veneau americanii, bă, atât erau de imbecili și scoteau peso de la mexican de la bancomate. Imaginați-vă, nu unul, nu doi, sute de mii. Și ăștia au făcut zoo. Bineînțeles, s-a aflat de chestiunea asta. Presa mexicană scrie că la 3 ani și jumătate, după ce afacerea a fost dată în vileag, țineți minte că la un moment dat nu mai puteau să intre turiștii români pe teritoriul Mexicului. Pentru că nu ne mai lăsau la frontieră. Noi ne-am avut nicio vină. Te vedeau cu familii, te miroseau ei că ai venit să le clonezi cardurile și te țineau într-un fel de arest al aeroportului din Ciudad de Mexico sau în Yucatán, pe unde te duceai, și nu mai ieșai. Pe 3 zile în care nu-ți dădeau nici apă, nici mâncare, te trimiteau în România. Au fost cazuri. S-a reglementat finalmente, deși românul nu are nevoie de viză în Mexic pentru 180 de zile. Atenție, asta înseamnă o jumătate de an. Cu toate astea, au fost multe probleme. Bun. Deci tu te duceai acolo, erai ținut în condiții mizerabile, așa, după aia dacă îți mai ardea să intri în țară, ăia te vedeau, odată intrat, ca pe un posibil infractor. Și că imediat cum s-auzea că ești român, a fost o perioadă, ăia se uitau la tine, se fereau pur și simplu de tine. Din cauza acestor bande care i-au făcut zob pe mexicani. Da, ca să-mi termin ideea de mai devreme, deci cu 3 ani și jumătate după ce presa a dat în vileag toată această escrocherie, încă acest rechin, craioveanul Florian Tudor, mai făcea astfel de afaceri în Mexic. Deci au reușit să-l pună cu botul pe labe abia 3 ani și jumătate după ce afacerea a fost divulgată în presă. Deci o caracatiță excepțională pusă la cale de ai noștri și de alți mafioți de ăștia, între ghilimele, erau niște găinari, nu erau mafioți. Dar ce paradox monumental! Niște găinari, ăștia asta sunt, au reușit să bage frica și să semene teroarea în cea mai mafiotă țară din lume, în cea mai escrocată țară din lume, în cea mai penibilă țară din lume, da, pentru un străin. Și nu există încoată, vă spun, siguranță mai mică undeva, nici măcar în Nicaragua sau în Honduras, pentru că alea sunt niște cioturi în comparație cu Mexicul. Statele Federative Mexicane, da, sunt o țară monumentală, bă. Da? Deci 2 milioane de kilometri pătrați de nesecuritate. Teribil. Nu există nicăieri așa ceva. Ok. Deci cioturile astea din America Centrală sunt zero barat. Altă șmecherie. Tot românii, și că ar fi devenit în ultima perioadă dumnezeii trecerilor clandestine de frontieră în Statele Unite. Ceea ce n-au reușit central americanii. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belize, bă, nimeni, ăia toți, bineînțeles, singurul scop al vieții lor este să ajungă în SUA. Au cărăuși formați, au hoții lor, au șmenarii lor, care numai cu asta se ocupă. Guatemala, dacă n-am precizat-o. Și plus o parte din populația Mexicului care se ocupă numai cu asta, bă. Da, să te treacă în Statele Unite. Ăla este visul de o viață al lor, al central americanilor. E bine, am aflat că de fapt românii le-au luat ălora caimacul
Și practic astăzi tot șmecheri de ăștia, de tip Rechinu, se ocupă să-i treacă în mod clandestin pe central american, pe cine Dumnezeu s-o nimeri, peste zidurile alea create de Donald Trump sau de administrația americană în Statele Unite, în Texas, de exemplu, sau în California, sau pe unde dracu-i trec. Deci monumentale ai noștri în Mexic, în timp ce noi ne ocupăm de mize mici. Mai avem un subiect internațional de clasă, este vorba despre drama capitalei indoneziene, un subiect Digi16+, aici chiar își merită plusul, cu câteva corecții pe care o să le aducem noi. Așa, țara care își mută capitala pentru că actuala se scufundă în mare. Bun, ăsta nu este un titlu de presă. Da, nu este o știre. Maestru Cristoiu, eu am bătrânit ca să vă mai dea lecție, o să vă spun eu. Asta nu este o știre. Explici care este țara, da? Explici care este capitala, pentru că, încă o dată, este o știre care trebuie să aibă un anumit impact. Nu s-o lași așa doar la plezneală, hai că poate facem niște clicuri, că le-am strânit interesul unora, că nu știu despre ce-i vorba. Asta nu este o știre. Există și știri pe care le poți ambala așa de cancan, dar nu este cazul acesteia. E bine, ce se spune aici? Că Indonezia se pregătește să-și mute capitala de la Jakarta la Nusantara. Este o informație mondială pentru noi care știam toate capitalele din clasa 4-a. Indonezia este cel mai mare arhipelag din lume, peste 16.000 de insule, dintre care vreo 6.000 nu sunt locuite. Facem câteva precizări pe care colegii noștri de la Digi mai au încă de actualizat. Apoi, Jakarta se află pe insula Java, cea mai mare insulă din Indonezia, evident, nu este nicăieri transcris în acest material, acest lucru, habar n-au ăștia. Deci, atenție, de pe insula Java, insula Ke, sigur, a Indoneziei, pe insula Kalimantan, Borneo, a doua insulă ca importanță, acolo s-ar construi acest oraș Nusantara. Fiți atenți, domnule Burduja, orașul ar costa de la zero, el nu există în momentul de față, 35 de miliarde de dolari. Și n-ar putea fi finalizat până în 2045, sub nicio formă. Bun. Sunt și ei în campanie electorală permanentă, indonezienii, ca și noi europenii, țara cu cei mai mulți musulmani din lume. Indonezia, patra democrație mondială ca număr de populație, o țară colosală. Da? Deci numai Papua, districte Papua, sunt vreo 8 provincii Papua în Indonezia. Asta apropo de proștii care la un moment dat ne spuneau că Papua Noua Guinee este o insulă. Și s-a mai avut noi controverse prin emisiunea asta. Păi cum să fie o insulă dacă 8 provincii din Papua sunt în Indonezia? A, mă rog, sigur că ăsta e un capitol pe care îl stăpânesc cam puțini. Bun, deci atenție, Jakarta are undeva în jur de 30 de milioane de locuitori cu zona metropolitană. Asta însemnând, dragă domnule Burduja, 20 de milioane în suburbii, 10 milioane în capitală. Motivul principal, sigur că nu era motivul nostru. Noi vreau să aducem un pic atenția asupra explozivității planetei, da? Și a puținului colegilor noștri în materie de învățământ. Dar știrea de aici pleacă de la ideea că se scufundă capitala indoneziană. Nu e o chestiune de o zi pe alta. Și de Maldive știm că până la sfârșitul secolului nu vor mai exista deloc. Se spune că 40% din imensul, infinitul teritoriu indonezian, 40% este sub nivelul mării. Din cele 16.000 de insule. Că am mai citit în penia asta pe undeva, tot la noi desigur, că Indonezia este o insulă. Da, este o insulă, dar la care mai adăugăm încă 16.000. Ceea ce ne dă un mare arhipelag, cel mai mare arhipelag din lume. Ok, 16.000 de insule, 6.000 nu sunt locuite. Vor să schimbe capitala, să o mute de pe insula Java, pe insula Kalimantan, Borneo, adică acolo unde sunt orangutanii, pentru cine știe un pic de zoologie. Orangutanii nu trăiesc decât un singur loc pe lume, domnul Burduja. Nu vreau să mă adresez domnului Piedone, că domnul Piedone crede că sunt orangutani și la Mangalia.
Nu. Urangutani sunt numai în Kalimantan, Borneo, din toată planeta. Să n-aud după aia că vine președintele României și spune că sunt urangutani în America de Sud sau în Coreea de Sud. Acolo s-a plimbat dânsul. Nu. Și există într-o singură insulă de pe planetă. E adevărat că insula aia e împărțită în trei state, Kalimantan, Borneo, între Malaezia, Indonezia și Brunei, dar numai acolo sunt. Rest se află aduși, așa că i-ai dus la zoo sau pe la circ. Dar este singura zonă. Deci acolo vor să mute capitala, într-un loc care deocamdată nu există. 35 de miliarde de dolari i-ar costa pe indonezieni. Niște proiecte, ca și cum ar veni domnul Burduja și ne-ar spune că vrea să mute capitala României pe insula Șerpilor. Ar putea să o mute, da? Dar totuși, cam câte mandate îți trebuie ca să o și vezi pusă la punct acolo și să dai drumul la robinet pe insula Șerpilor sau în Kalimantan, Borneo, da? Deci vreau să precizez pentru colegii de la Digi16, Kalimantan/Borneo. Ambele denumiri sunt acceptate, da? Insula nu are două denumiri. Ori Kalimantan, ori Borneo. Ok. Când ai drumul la robinet, să curgă și apă caldă, nu numai rugină. Deci oare cât îți trebuie? Bun, noi zicem ăștia că până în 2045, o să vedem, în 2045 o să le atragem atenția, că am dat timerul să vedem cu cât depășesc, dar să dai 35 de miliarde de dolari să n-ai apă caldă de aici peste cât e până în 2045. 20 de ani rotund, da? Înseamnă totuși ceva. Dar bun, e o intenție care ne interesează, ci că e orașul care s-ar scufunda cel mai abrupt pe planetă. Brazilia a trecut de la Rio de Janeiro la Brasilia în 1960, e adevărat. Abuja a înlocuit Lagos ca și capitala Nigeriei în 1991, dar din motive ușor diferite și nu sunt singurele situații. Așa le-aș adăuga că și Abidjanul a fost înlocuit de Yamoussoukro în Côte d'Ivoire, dacă vor să intrăm un pic în amănunte. Dar Es Salaam a fost înlocuit de Dodoma în Tanzania. Sunt multe capitale dintre astea care s-au schimbat. Mai vorbim de Kazahstan, și-a schimbat capitala de vreo două ori. Nusa Antara se construiește de la zero. Ia să vedem ce mai zic aici. Borneo este cunoscut pentru pădurile sale tropicale vechi de peste 140 de milioane de ani, care adăpostesc specii indigene pe cale de dispariție. Nu să intră în amănunte aici, că nu-i cazul. Aproximativ, aproximativ 3 sferturi din insulă este teritoriu indonezian. Uite, bă, știu, au copiat de unde trebuie. Restul fie reprezentat de Malaezia și de Brunei. Bine. Borneo, în ansamblu, are o populație de aproximativ 23 de milioane de locuitori. Populația totală a Indoneziei, să vă faceți o idee, este pe la 230-250 de milioane de oameni. Borneo are cam populația României în epoca Ceaușescu, pe vremea când ne duceam noi la munci agricole. Și la sfârșit, dar nu știu de ce, îi văd pe ăștia doi rânjind la DGFM. Radio nu înseamnă rânjeală, nu înseamnă rire gras, cum zice francezul. Asta a denaturat finalmente radioul peste tot în lume, se râde prea mult. Din lipsă de subiecte și din lipsă de competențe, dacă deschizi un aparat de radio și dai pe undeva, auzi pe unii râzând. Nu este un râs contagios, este un râs al proștilor. Da? Așa poți să râzi foarte bine și în debara, sau în cămară, sau în pivniță. Nu e necesar să deschizi radio. Radio are alt scop. Da? Când generalul de Gaulle, de exemplu, s-a adresat națiunii la radio, nu râdea ca bou. Dacă generalul de Gaulle ar fi început să râdă atunci, probabil că ăsta ar fi fost într-adevăr domeniul de predilecție al undelor radio. Tot vorbeam de generalul de Gaulle, să nu uităm să spunem că astăzi, 30 aprilie, a fost ultima zi a lui Hitler la Berlin în 1945. Avem și o galerie foto, dar nu este o poză din momentul respectiv. Hitler s-a sinucis, așadar, conform datelor înregistrate în istorie, la data de 30 aprilie 1945, ni se spune aici că visa la un Reich de 1000 de ani.
plecase destul de bine, dar i s-a înfundat repede, pentru că erau alte timpuri atunci și lumea nu stătea la discuții, cum se întâmplă astăzi. Da? Hitler astăzi, de exemplu, care ataca Ucraina, ar fi fost mai repede oprit decât Vladimir Putin. Lumea s-a schimbat. Sigur, americanii s-au plictisit de război. Au dat la kicks-uri, într-adevăr, din 45 încoace, cam peste tot pe unde au intrat. Putem să înțelegem pe undeva. Nu putem să înțelegem însă pe europeni, care permit în mijlocul Europei, da, Ucraina fiind o zonă cheie, ni se spune tot timpul. Este o zonă cheie, că el nu pronunță vocalele. O zonă regională. El mănâncă vocalele șeful statului. Vorbește exact ca atunci când a venit de la Sibiu. Ceea ce înseamnă că el n-a deschis gura, practic, în București. Nu și-a făcut prieteni pe aici. Dar n-are niște cercuri unde să schimbe o vorbă. Pentru că dacă, sigur, ar fi intrat în rutina discuțiilor și-ar mai fi pierdut acela ce... Îl tace! Așa cum, sigur, știm cu toții, tace și în viața privată. Pentru că a rămas la aceleași expresii și la același stil de a vorbi pe care îl adoptase din fragedă pruncie, că n-avea încotro. I s-a terminat tarlaua în această seară, dar mai avem până joi. Bineînțeles, o săptămână încă cu multe întâmplări. Rămâneți cu bine! Program disponibil pe primaplay.ro.